Deșteptarea. Weekendul trecut pe Calea Victoriei mi-am dat seama că s-a deschis sezonul de nunți, la anunți, botezuri și așa mai departe. Vreau să mergem în Țara Oașului. Acolo a avut loc o nuntă cu 1700 de persoane într-o comună cu 3000 de locuitori. Deci mai mult de jumătate erau la nuntă. Ori fi venit și din alte părți, dar înțeleg că așa se face acolo și că e mică cu 1700. Că sunt și cu mai mult. Da, 2000, acolo în Țara Oașului e o zonă cunoscută pentru astfel de nunți, cât mai mari, însă uite că a fost deschis un dosar penal pentru zădărnicirea. Uite că mi-a ieșit și cuvântul ăsta la ora asta, combaterii bolilor. Am impresia că aveau voie să aducă doar 300-400, ceva de genul ăsta, cred că 300. Dar trebuie să fie spectaculos să iei parte la o nuntă de-asta cu 1000 sau peste 1000 de oameni. O parte, dacă... da, pe de altă parte nu. Adică ai timp să-i saluți pe oamenii aia la nuntă? La aia mă gândeam, dar crezi că mai contează? Dacă mergi la nuntă, oi fi eu conservator și înțeleg lucrurile mai greu, dar poate așa e obiceiul. Dacă mergi la nuntă, te duci dintr-o relație cu oamenii aia, că nu e ca și cum te-i duce la... Eu jur că am participat la o nuntă. Așa. Atunci când s-a însurat fratele meu și spre dimineață am văzut un cuplu la masă și nimeni nu știa ce e cu oamenii aia. Și am aflat la final că erau niște străini veniți în vacanță pe aici, locuiau în hotelul respectiv la parterul căruia era nunta și au vrut să vadă și ei cum e la o nuntă românească. Și s-au așezat la masă, au fost serviți, au lăsat și darul. Deci, serios? Pe cuvânt, dar înseamnă că i-a instruit cineva. Deci, jur, da, probabil. Mai, ce tare e asta. Și-au plătit cumva consumația, știi, nu neapărat că a fost dar, dar ne-au mulțumit foarte mult pentru că i-am lăsat. Cum să nu-i lași pe oameni să se distreze? Cum să nu? Dar da. Și eu am fost la o nuntă cu niște străini și pe la 12:01 noaptea a fost angajat la nuntă să vină să cânte Damian Drăghici. Înțeles. Și au rămas străinii mei, au rămas blocați. Știm ce înseamnă Damian Drăghici la evenimente de genul ăsta. Eu cred că nunțile românești sunt frumoase, adică... Sunt foarte, da. Sunt tot felul de lucruri pe care le poți vedea. Dar îți dai seama, la o nuntă cu 1700 de persoane, nunta lui fratele meu a fost undeva la vreo 200 maxim, la 1700 de persoane, câți din ăștia se poți trecura, așa? Adică, să mănânce, să bea cu tine și să te felicite, eu știu. Problema e să nu plece, da? Aia e mare. Că cu trebuie... ce să plece? Să nu plece cu mireasa. Să nu plece cu darul, lasă mireasa. Deșteptarea